După ce au parcurs primii ani ai școlii de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, noi elevi și-au început stagiul de practică în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. Viitorii pompieri vor lucra împreună cu angajații ISU în activități specifice. Stagiul de practică este structurat în 4 perioade și se încheie la data de 12 februarie. Pe toată durata pregătirii practice, elevii fac parte din efectivele subunităților la care au fost repartizați și se subordonează comandanților acestora. 6 dintre aceștia își desfășoară activitatea în cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin, 2 în cadrul stației Vânju Mare și 1 în cadrul stației Strehaia. Autospeciala de lucru cu apă și spumă A2003 pe șasiul Volvo are capacitate de intervenții la incendii, accidente rutiere, precum și intervenție la acordarea primului ajutor medical. Pentru intervenția la descarcerare are o pompă Holmatro, dual core, 2 scule de descarcerare. Pentru intervenție la asigurare măsuri prim ajutor are dotat un rucsac de prim ajutor, defibrilator semi-automat, precum și un aspirator de secreții. Iar pentru partea de stingere este dotată cu pompă de apă de joasă presiune 10-12 bari maxim, precum și pompă de înaltă presiune până la 40 de bari maxim. Se poate interveni la incendii pe joasă presiune cu furtunuri tip B sau C, iar pentru înaltă presiune se folosesc furtunurile de refulare a apei tip D. Tinerii efectuează serviciul în ture de 24 de ore, fiind încadrați pe autospecialele de intervenție și îndeplinesc funcția de servant. Pentru acumularea unei experiențe adecvate în raport cu complexitatea activității operative, elevii participă la toate intervențiile și misiunile subunității, sub directa coordonare a tutorilor profesionali, în vederea menținerii și îmbunătățirii condiției fizice. Aptitudinile elevilor vor fi testate lunar. 9 elevi ai școlii de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești își desfășoară primul stagiu de practică în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. Sub îndrumarea unor tutori profesionali cu experiență, tinerii își vor fundamenta pregătirea prin îmbinarea cunoștințelor teoretice cu cele practice. 6 dintre ei își vor desfășura stagiul de practică în cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin, 2 în cadrul stației Vânju Mare și 1 în cadrul stației Strehaia. Le dorim succes în activitate și așteptăm alături de noi după absolvirea studiilor. Elevii sunt entuziasmați de etapele pe care le parcurg și spun că este un vis devenit realitate. Dacă pentru unii această pasiune s-a transmis din generație în generație, pentru alții admirația și dorința a venit pe parcurs. Mă numesc Culariu Denisorin și sunt elev în practică aici la subunitatea din Severin. Ți-ai dorit să devii pompier? Da, mi-am dorit. Este un vis pe care am reușit să mi-l împlinesc. Am muncit ca să îndeplinesc acest vis și acum mă bucur de el. Ce îți propui pe mai departe? Îmi propun să termin școala cu bine, să avansez în grad și să pot ajuta cât mai multe persoane. Încă de copil mic îmi doream să devin pompier, avându-și pe tatăl meu a fost pompier la viața lui și mi-am dorit și eu foarte mult să ajung unde a fost și el. Prin desfășurarea stagiului de practică se urmărește formarea și dezvoltarea competențelor specifice ale viitorilor pompieri prin îmbinarea cunoștințelor teoretice cu cele practice, în vederea fundamentării pregătirii în domeniul situațiilor de urgență, sub îndrumarea unor pompieri cu experiență, desemnați din rândul șefilor gărzilor de intervenție. Elevii vor afla tainele meseriei de pompier și vor trăi sentimentul datoriei îndeplinite alături de oamenii cărora le vor veni în ajutor.